Salutare, salutare, asta e varianta cea mai clasică pentru tine. Salutare, salutare, ți-a înghețat mai greu, da? Ia să-i văd de la ajutor, după avion, tot așa frumos. Gata, te pregătești de vacanță, așa e? Da. Cât mai ai văzut două, cât mai sunt de fapt? Mâine. Mâine, mă, mâine tu ai plecat. Mâine mai așa spală? Nu se mai așa așa. Mâine dimineață ai zburat, da? Da. Foarte bine. Și zbori în Italia acum? Da. Da? Și până nu vrem prea mai ajuns pe leva? Da. Mâine mai ajuns până? În Cuba. Să știi cum ești, cum să te faci mie așa. În 2013, când am ajuns în state, nepoția mi-a spus, Bucure, am o surpriză pentru tine. Și eu ziceam, ce surpriză ai tu? Mâine plecând în Mexic. Wow! Da, și am plecat în Mexic. Erau totul pregătit. Așa, tu acum abia să ieși pe ce? În Cuba. Cuba. Bravo, să aveți acolo timp frumos și să vă încărcați materialul. Da? Bun. Tema? Revenim. Tema pentru acasă. Cu cine? Clasa. Cu Maria. Gata, mare, o pornim repede. Ai avut să faci o problemă, ceva, să vă pui? O problemă, ce sumă? Merge cu suma mai întâi, cu ce îți place ție? Problemă. Problemă, gata, merge cu problemă. Zi-mă. Într-o vază erau bochet. Bochet. Bochet 2. Pe care mai avea cu bochet. Deci într-o vază era un număr de... 81. 81. Așa. Deci, într-o vază sunt 81 flori, da? Flori. De câte categorii? Ce culori? Ce culori? Albe, roșii și galbe. Roșii și galbe. Deci trei culori. Albe, roșii și galbe. Bun. Deci, hai să zicem că vrei să le distribui în trei vaze în care să pui numai albe, apoi numai roșii și galbe. Mai dăm niște informații. Am înțeles că în total sunt 81. A plus R. Deci, în total, în cele trei vase, sunt în total 81 flori. Bun. Acum, albele plus cât? Albele plus roșii. Roșiile. Deci albele sunt aici, roșiile sunt aici și galbele aici. Mai îmi spui tu niște informații aici. Albe plus. Deci fii atent ce spui tu. Nu spui câte sunt albe, câte sunt roșii, câte sunt galbene. Da. Asta trebuie să aflu eu, da? Da. Dar spui că în total sunt 81 de flori. Da. Deci vezi, ai niște date care mi le dai. Ca să eu să mă pot folosi de ele și să pot face probleme. Și acum mai spui tu. Hai să vă mai dau ceva. Albele plus? Roșii. Așa, albele plus roșiile. Deci astea două împreună cât fac? 60. 60 de astea două. Albe plus galbene. Deci, pe de altă parte, albele plus galbene fac împreună cât? 71. Și ce trebuie să fac eu acum? Că nu știu, uite acum. Aflat numele. Să aflu câte sunt albe. Și roșii. Albe și roșii. Și? Galbe. Și galbene. Ți le aflu pe toate. Dar tu nu spui câte sunt. Nu. Nu spui, dar tu spui doar atât. Că astea două împreună fac 60. Apoi 60 dintre cine și cine fac 60? Sunt multe variante. Dăm, să încep eu așa, cine ești? Gata! Cât? 60 din cine? În ce două numere adunate fac 60? Ia, gândește tu la două numere. 50 și 10. 60 și 0. Altfel, mai dăm multe variante. Ca să facă 50. 20 cu 40, sigur că da. 30. Deci sunt atât de multe variante, numai cu de 10. Deci eu
dacă aș încerca prin încercări, ar fi foarte greu. Da? De acord? Dar 71, dăm tu două numele care se fac împreună 71. Cine și cu cine se fac 71? Gata. 41 și 30. 41 și 30. Mai ai variante? Da. Care am? 70 plus 1. 71, sigur că da. Și mai dăm multe variante. 50 cu 21. Dar 60 cu 17. Și 11, corect, 11, da. Apoi aș mai avea variante pentru 71. Da. Uf, sumedenii, sunt atât de multe încât eu nu pot să încerc. Nu pot să nu iau prin încercări. Pentru că dacă iau prin încercări, când trebuie să ne adun pe toate, trebuie să-mi dea cât trebuie să-mi dea. 81. Pentru și câte... Dacă n-ar fi 71 și 60, ar fi simplu. Deci, dacă nu-i dat, ăsta n-aș putea să o fac? Ba da. Păi nu știu cât se pun aici. Cum m-a făcut? Ba da. Sunt profesor, 40, 41, da? Asta ar fi o variantă. Dar câte n-am mai zis până 81? Ar fi enorm de mult. Însă tu mă ajuți. Ești vechi, mă ajuți. Că dacă mă lăsai așa fără astea, deci dacă vreau și fac cu astea, eu pe aici puteam să pun foarte multe până la 81. 10, 50, 10 și 50 și pe urmă cât aici? 21. Păi îți dai seama. Că îmi puteam să 20, 40, 60 și iar îmi place 21. Am fost atâtea variante încât n-aș fi reușit. Dar tu... Pe toate, tu știi cât... Băi, mă, pierd avionul ăla, crezi pe toate. Înțelegi? Atât de multe sunt, trei numere care se fac 81, încât nu pot să dau. N-am control. Dar tu ai fost foarte drăguț cu mine și mi-ai zis așa. Albele și cu roșiile fac împreună 60. Tot albele. Fii atent că albele de câte ori sunt acurate acum? De două ori. Deci, din nou albele și cu galbenele, fac 71. Aici și pe cheia. Eu am să le adun via de ceva acum. Am să le adun pe 60 cu 71. Ia-mi rămânește, să vezi dacă fac bine, o să fii foarte atent. Deci, când adun pe 60 pe 71, sunt galbenele, roșiile, dar albele de câte ori sunt? Uite-te, te rog frumos aici. Albele de câte ori sunt? De două ori. Deci, fii atent. Când adun pe 60 și cu 71, am galbene, roșii, dar albele de două ori. Doi de a. Băi, ia să-l adun eu și când fac 60 și 71. 60 plus 71 este egal cu... Cât? 31. 131, dar înseamnă ce? Înseamnă albe, încă o dată, plus roșii și plus galbene. Eu te vine albe de două ori, roșii și galbene. Dar astea toate adunate, albe, roșii și galbene, cât făceau astea toate? Albe, roșii și galbene, cât făceau la tot? 81. Mă. Eu de ce chestii fac acum? Zic așa, albele plus 81 este egal cu 131. Deci albele și cu 81 fac 131. Adică cât va fără, cât înseamnă albele atunci? Albele. Păi uite că erau șmechirii nou, că eu acum știu acum așa, pentru prima dată. Că m-am văzut de situație dificilă. Vezi cum am încercat eu. Eu am zis așa. Măi, ce fac eu, ce fac? Dacă nu-mi dădeai pe ăsta două, n-aveam nicio șansă. Că pe aia eu nu ți-am spus. Că toate sunt foarte multe numere, trei, care îți fac 81. Multe variante. Și atunci eu n-aveam răspunsul corect. Șapte variante. Câte? Șapte. Multe, mai multe. Puneai una aici, două aici și pe urmă restul până 81. Adică cât ar fi răspuns? Dacă pui unul aici și două aici, cât ar mai trebui la până 81? 30 cu 50. Nu. Pun mai una. Două. Și până aici cât ar fi trebuit să pună?
până 81. 78 că ai scăzut pe 3, da? Nu. Din 81 ai scăzut pe 2 și 1. 2 și 1, da. Am văzut că 73 de 80, am adăugat 1 și am făcut 78. Ai zis foarte bine, deci ai făcut un calcul foarte 78. Dar eu nu pot să pun aici 1, aici 3 și iar și alt număr până la 78. Deci sunt atât de multe variante, nu sunt numai 7, 8, sunt foarte multe. Însă, ca să pot eu da peste număr, tu ai fost drăguț și mi-ai zis, albele și cu roșii fac 60, albele și cu galbene fac 71. Și acum, când am adunat între 60 cu 71, de cine am adunat? Albe plus roșii și m-am adunat pe albe plus galbene. Și au făcut 131 egal cu albe, albe de două ori, că sunt odată aici și odată în partea aia, și până plus roșii plus galbene. Dar albe plus roșii plus galbene cât fac aici? 81. 81 știai tu când ai dat la început, nu? Da. Din buchetul, așa mare. Și acum a apărut așa. Fii atent ce chiria. Trebuie să faci minus. Fii atent aici, ca să aflu pe albe, câte sunt până la 131? Că 81 n-am. Cât mai mai trebuie? Și tu ai zis foarte bine, trebuie să scade din 131 pe 40. Deci de aici rezultă, de aici rezultă că albele ar fi 131 minus 81. 50. Și face cât? 50. 50 face, da. Sigur ești așa, da? Da. 50 face. Deci 50 cine sunt? Albele. Albe. Și acum eu completez. Sigur aici. Un 50, așa mai și ridicat. Albele și cu roșii ne fac 60. Cât au să fie roșii? 10. Pe de altă parte, albele și cu galbene fac 71. Deci aici îi pun 21. Foarte rapid. Și acum, asta e singura variantă. Deci acum m-am dus pe singura variantă. Deci tu răspunsul corect. Răspuns corect. Domn profesor, da. Dacă nu puneați numărul 60 și 71. Nu mergea! Asta e! Deci dacă tu nu mi-ai fi dat că albele și cu roșii le fac 60, albele și cu, 71, și cu galbele fac 71, eu nu puteam să dau soluția unică. Ar fost foarte multe variante. Deci a spus corect. Albe 50, roșii sunt 10. 10. Galbene 21. Galbene 21. Acum, e singura soluție. Vreau să-mi spui cum ai făcut tu problema, că mi-ai fost pe mine la învățătură. Cum ai făcut problema? Simplu. Cum ai făcut? Cred că tu ai pus la 50, 10 și 21. Simplu. Da? Până deci te-ai pus așa 50, 10 și 21, mi-a adunat viitoare mi s-a dat 81, da. Mi-a adunat albele și cu roșii și au stat 60, albele și cu galbene, 71. Și tu le-ai șters. Și mi-ai zis așa, ia află tu, profesore. Acum află tu. Deci așa se compun problemele astea. Da? Deci așa se compun. Acum am înțeles cum ai gândit. Deci, în vază ai pus niște numere, ai adunat pe albe cu roșii, albe cu galbene, și le-ai adunat și pe toate, și ai găsit problema. Compunim altă problemă acum, te rog, fața tuturor. Nu mai am. Mai am încă problemă? Nu, mai am suma. Și suma ce-o fac, dar vreau cum să învățăm pe copil cum se pună probleme. Păi făcut-o acasă. Adică, pune un număr, albe. 15, 10. Cât? 5. Pune un număr. Cât? 5, 0, 5, 10. Prea mult, de puțin așa, 15, fără imens. Până într-o sută, da. Până într-o sută, dă niște numări până într-o sută. Dă tu un număr. 200 e prea mare. Până într-o sută. Până într-o sută. Ca să fie numai mai mic, nu că mai ușor. 99. 99, frate. Până într-o sută. Cealaltă. Roșii spune cât? Roșii spune 99. Tot 99? Nu. Păi am 99 totalul. Albe, roșii și galbene. Deci totalul? Dar să vezi pecheria ca să înțelegi tu. Pune albe câte vrei, de vom din nou. Pune un număr de albe. 30. Roșii pune. 50. 50. Pune galbene. 10. 10. Și acum, îți
numărul total cât este? 90. Deci numărul total este 90, da? Deci numărul total 90. Și mai îmi dai informații. Cât sunt albe și cu roșii? Albe și cu roșii 80. Deci albe și roșii egal cu 80. 80. Și albe și cu galbene? Albe și cu galbene. Nu, albe și cu galbene, atât. Albe și cu galbene? 40. Albele și cu galbene? 40. Ce înseamnă numărul total, de fapt? Toate la un loc. Adică albe plus roșii plus galbene. Deci ăsta toate la un loc. Fac toate la un loc, 90, da? Și acum șmecheria. Ștergi cu ăsta. Ia uite, hai cât e vărți ceva foarte tare. Ștergi cu ăsta două. Pe toate trei. Ce spui? Am compus o problemă. Numărul total de flori este 90. Albele și cu roșii fac 80. Albele și cu galbene fac 40. Câte sunt de fiecare? Asta înseamnă să compui problema, nu? În culise. Tu gândești în felul ăsta. De un profesor, ciușor. Cum e, mă? Cum e, mă? Era 120. Deci 120 era dus pe ca 9, da? Să vedem pe 90. Deci 80 plus 40 și egal cu 120. Din 120 scade pe numărul total. 30, nu mă fac pe ea. Sigur că da, deci scădem pe 90 și obținem pe 30. Și 30 este chiar alul care se repetă de două ori. Și acum, dacă știi pe alul că 30, fiindcă în total au până 30, au și cu roșii cât fac? Au și cu roșii fac 80. Deci îi pui 50 și pe de altă parte... 10! Așa. Albele și cu galbene fac 40, deci 10 din 10. Foarte rapid. Deci toată șmecheria este așa în compunerea problemelor. Tu practic îți alegi trei numere, hai să spunem ce are la întâmplare. Pune cui acolo în bază. Acum, tu le știi, doar tu pot pune problema. Le aduni pe toate și îți dă un răspuns. Te fixezi, ori albele și cu roșii, albele și cu galbene cât fac și îți dă un răspuns. Adică albele și cu roșii mi-ai dat cât ai zis, 80 parcă, 80 în problema noastră și pe urmă albele și cu galbene mi-am dat 40. Și le ștergi și spui așa, când la școală, ai mă cam o problemă, o faceți. Ei spun, cum să o facem, o facem, mă? Nu o faceți. Am un buchet de flori cu albe, roșii și galbene. Și în total, ele acolo sunt... 90. Dacă adunați albele și cu roșii la un loc fac 80, albele și cu galbene fac 40, câte sunt de fiecare? Întreb tu. Băi, și știi cum? Îmi dă atenție. Pentru că ei o să spună, păi nu se poate că nu se află. Da? Tu știi că se poate, dar ei acolo când citesc problema, spun că e foarte dificilă. Ei nu știu șmecheria asta, că albele sunt de două ori și ar trebui să le adună pe 80 cu 40 și să scadă pe urmă pe 90 și să-i dea practic albele pentru că se repetă albele, pentru că e de două ori acolo. Dar tu puteți face și problema că se repetau roșiile de două ori sau galbenele de două ori. Deci cu aceeași da, de cu aceleași date poți să le schimbi aici, pe cele două. În concluzie, vreau să spun așa, că toată șmecheria, în compunerea, învățătorii sau profesorii care fac probleme... Mai avem 7 minute. Mă, nu se poate trecut așa. Ai dat-o ceasul înainte? Nu. Asta mă. Nu poți da ceasul înainte. Nu ai dat, nu? Bun, hai să concluzionăm și să spunem așa prietenilor noștri. Dacă vor să facă probleme, să compună și ei, trebuie să fie atent la șmecherile astea din culise. Și atunci,
Eu spun așa, fiindcă tu zbori mâine și nu ne mai întâlnim decât peste o săptămână, îmi compui în, acolo stând tu pe plajă, stând, da? Da? Pui, compui 10 probleme. 10, mă! 10? După șmecheria asta. Dar poți să le plete albe de două ori, roșii de două ori, galbe de două ori, în toate variantele, de tot ce acolo. Și mai vreau încă ceva. Ascultă-mă, mai vreau să rupe din 2 în 2, 3 în 3, 4 în 4, de 5 în 5 și de 6 în 6 și înainte și înapoi, și înainte și înapoi, da? Și înainte și înseamnă și înainte și înapoi. Până la 100. Bun, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 și cu noi înapoi. Da? Și înainte, dar să fii scris pe căițel. Și înainte și înapoi. Deci nu știu acolo când stai pe plajă acolo și bei o bere. Nu, n-am bei bere. Nu bei bere? Cum bei bere? Suc acolo ce bei tu. Așa? Și nu merg înainte și înapoi. Și acum se face și problema aceea. Da. 5 minute? Da, 4 minute am făcut, suntem tari, mai ziua. Deci, e vorba de 5 minute. 5.000. Fiindcă scădere repetate, sunt minus, minus, da? Deci, iau de o parte să le adun pe astea, nu? Că tot să scapă. Profesor, că fi de 2 în 2, adăugăm 2. Deci, hai să, deci, practic să adun pe astea care se scadă aici, da? Asta e ideea, da? Deci trebuie să le adun pe astea. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 1 plus 100, da? Zi-mă! Primul cu ultimul. Deci nu-i adă tu rândul cu altul, da? Cine-i în fața lui 100? Spune-mi pe cine. 98. Dar în fața lui 98? 96. 96. Dar în fața lui 96? 96, 94. 94, am înțeles, gata. Și acum tu mi-ai propus să adun pe 2 cu 100 și cât ai făcut? 102. 102. Pe 4 cu 98? 102. 102. Pe 6 cu 96? 102. Iar 102. Și câte ani sunt de echipul de 102 a fost? 100. Ia să vedem câte echipe. Ia. Păi. Hai să ne numărăm. Hai să ne numărăm până la 10 ce facem. Iată-i șmecherii. 51. Urmărește-mă așa. 8 și cu 94, câți fac 8 și cu 94? 102. Dar 10 plus 92 face tot 102, da? Ei, fii atent, tot 102. Deci numai până la 10 am făcut câte echipe? 1, 2, 3, 4, 5 echipe. 5 echipe. 51. Că 5 echipe. Dar încă până la 20 câte echipe fac? 25. Nu, 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 numai până la 10 am făcut 1, 2, 3, 4, 5. Până la 20 mi-i face încă 5 și 10. Dar până la 30. 30. Deci până la 30 câte echipe de câte este de 102 fac? 40. Fii atent, nu știu pe chiria. Numai până la 10 cât acolo, numai până la 10. Deci de la 2 până la 10 am făcut câte echipe de astea? Le numără. 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5 echipe. Da. De cât? De 102. Dar acum, de la 12 până la 20, câte mai fac? Nu, nu, până la 20. Într-o 10 fac 5 echipe, în cealaltă 10 cât mai fac? Încă 5.
cinci. Câte cinci echipe? De la 22 până la 30, câte mai fac? Încă cinci. De la 32 până la 40, câte fac? Încă cinci. Și de la 42 până la 50? Tot cinci. Câte echipe am făcut până acum? Una, două, trei, patru, cinci. Adică de 5 ori câte 5? 55 și 25. Dar și celelalte au scăzut. Deci la 50 m-am oprit că au venit și celelalte înapoi. Deci în total numai câte echipe fac? 100. Nu? Sunt numai 25. Sunt numai 25 de echipe. Pentru că, dragule, 50. Chiar de aici, 2 și 100? 102. 40. Și la un moment dat, când ne-am adus aici la mijloc, nu avem mai mult decât cele 5 echipe, că pe fiecare 10 sunt cu 5 echipe. În total sunt 25 de echipe și vine acum 25 ori 102. Deci sunt 25 de echipe. 25 ori 102. Nu sunt 50. Sărim din 2 în 2. Asta e șmecheria. Deci noutatea care am băgat-o era sărim din 2 în 2. Da? Din 2 în 2 nu mai sunt atâtea echipe. Urmărește? Dar ai scăpat ceva din vedere. De ce urmărește-mă acum? Deci nu urmărești ca să faci colectura acasă. Nu ne vede nimeni, nu știe nimeni. Ba da. Cum? Camera e deschisă. Camera e deschisă, dar eu acum ți-am explicat care a fost șmecherea cu sărit din 2 în 2. Nu mai sunt 50 de echipe, ci sunt numai 25 de echipe. Și acum, cât face aici? Hai, mă ajută aici. 25 de echipe. Nu te uita acolo? E greșit acolo. Hai să zici mă așa. 25 ori... Ce înseamnă 100? 102. Ce înseamnă 102? 100 plus 2. Și acum, vreau să-mi spui ce înseamnă 5 ori 100. Cât face 5 ori 100? 500. 500 foarte tare. Cât face 10 ori 100? 10 ori 100 1000. 1000. Foarte tare. Cât fac 20 ori 100? 20 ori 100? Da. 400. Nu. Cate 10 ori 100 e văzut 1000. Dar 20 ori 100? 2000. Asta era. 2000. Dar 15 ori 100? 1500. Că 15 și spui, uite la 20 ca să fac 2000, cum spui la 20. Deci face cât am spus? 1500. Deci, practic, la 15 pui până la 20 în gând. Cât fac 25 ori 100? 25 ori 100. 2500. Ești tare! Foarte tare! Deci ești ca cu 2500. Adică aici cât face 25 ori 100? 2500. Plus acum. Plus 2. 25 ori 2. 25 ori 2. 25 ori 2. 50. Plus 50, sigur că da. Și cât face în final? 2550 este rezultatul final. Gata. Am înțeles că scăderea asta, 2, 4, 6, 8, 10, fac 2550 și acum din 6000 scădem. Că nu s-a ajuns să fac și scăderea asta și de așa. Am încheiat discuția, 2550. Cât fac 6000 fără 200? 0 minus 0, 0. Da. 0 minus 5. Nu știu. De ce nu ai ceva? Nu. Mai are de ceva. Rămâne 5, l-ai luat pe 1 și ai făcut 10, ai luat una aici și ai făcut aici 10 și ai rămas 9. Și acum 5 din 10? 5. 5 din 9? 9 din 5. 9?
nu 9 din 5, 9 scăzut 5 sau 5 din 9, că din el scăzut, e mare. Așa și o să citește. 9 din 4 și 5 aici scăzut 2? 3. 3450. Rezultat corect. Aici e 3450. Vacanță plăcută. Să... Nu mai dă timpul de profesor. I-am dat. I-am dat. Păi la cât stă la o bere acolo. Păi la cât stă la o bere acolo. Păi la cât stă la o bere. Ce vrei cu ăla? Cu ăla. Bine și tu o bere. Când nu te vede tata și mama stai acolo pe plajă la o bere și te-ai intrat și ai făcut o problemă. Da? Păi, să vezi ce merge, să vezi ce merge matematica când stai cu o bere și vine tine acolo. Cu ăla. Cu ăla, mă. Cu ăla, mă. Cu ăla, fii. Da. Haide să plecăm numele la treabă, trebuie să poată să... Cu 4 minute. A? Bă, dar n-ai închis urmă. A, 5, a? La revedere! Să nu uitați like, share, să abonați la Prof Online. Și să spune și la naș. Nu, nu fac asta. La toți de pe plajă. La toți de Cuba. De Cuba. Eu spui așa, măi, există Prof Online, nu știți. Dar profesor, nu știți să vorbesc cu baletul. Nu știți, măi. Păi, prin semne, mă, că prin semne. Deci dacă nu, așa, prin semne. La revedere. La revedere. La revedere.